Astăzi vă prezint cea mai ușoară și simplă rețetă de brânză topită. Avem nevoie de 500 de grame brânză de vaci, 25 de grame unt, o linguriță rasă de sare, o linguriță rasă de bicarbonat. Pentru început vom amesteca bine bicarbonatul cu brânza. Brânza este așa cum am scos-o de la frigider, rece. Amestecăm cu un tel de piure sau cu o furculiță sau cu un mixer vertical. Cu ce dorim? Brânza pe care am folosit-o trebuie să fie scursă bine de zer. În alte rețete, această compoziție acum se lasă la frigider sau în unele rețete la temperatura camerei pentru câteva ore. Dar eu am procedat direct și a ieșit la fel de bună. Vom pune această compoziție după ce punem sare și unt, voi pune la baie-marie. Este suficient. Pun brânza la topit, la baie-marie. Apa clocotește. Amestecăm până se topește brânza și devine ca un lichid. Avem grijă ca să nu atingă fundul vasului apa din cratiță. Dar cratița trebuie să fie sprijinită cu marginile pe marginile cratiței. A devenit subțire ca un lapte. Mai fervem în continuare. Insistăm pe fundul vasului pentru a nu se prinde. Acum, din faza lichidă, observăm că tinde ușor să se îngroașe.
acum este gata. Aceasta este consistența, ca o cremă subțire, și o punem într-un bol la răcit. După ce s-a răcit brânza topită, am ținut-o câteva ore la frigider și este gata pentru servit. În speranța că v-am fost de ajutor, vă mulțumesc că m-ați urmărit!